Federația Română de Fotbal a organizat o întâlnire cu reprezentanții cluburilor din eșalonul 2 pentru a informa cu privire la sistemul de licențiere. Deși ocupă locul 5 în clasament, alvioleții speră într-un parcurs bun în retur, mai ales că primele două clasate, Timișoara și Bistrița, au probleme financiare serioase. A fost un seminar cu privire la licențierea anului viitor. Vă dați seama, ne-am pregătit și noi din timp. Va trebui să abordăm cu mare seriozitate această licențiere, pentru că și condițiile de obținere a licenței sunt mult mai aspre în acest moment. Acum, vă dați seama că noi, deși ne aflăm pe poziția 5, să zic așa, în clasament, deși din punctul meu de vedere suntem 4-5, nu suntem în același număr de puncte, eu cred că șanse de promovare există în continuare. Sunt o persoană optimistă. Bistrița și Timișoara sunt două echipe care au în continuare probleme foarte mari cu privire la datoriile restante către jucători și către stat. Acum, eu cred că ar fi bine să încercăm să ne consolidăm poziția 3, pentru că este posibil ca la finalul anului să promovăm. Echipele care vor promova vor trebui să aibă posibilitatea de a încălzi suprafața de joc, plus o tribună acoperită cu minim 3.000 de locuri. Managerul Cătălin Barbu este conștient că pentru asta va trebui o discuție serioasă și cu autoritățile locale. Ne-au atenționat că va fi nevoie de, pentru anul competițional 2012-2013, va fi nevoie de gazon încălzit, plus o tribună de minim 3.000 de locuri să fie acoperită. Deci vă dați seama că va trebui să port o discuție și cu domnul primar cu privire la acest lucru, pentru că dacă această echipă se dorește în Liga 1, va trebui să facem câteva eforturi pentru că această echipă să poată activa pe stadionul Nicolae Dobrin, dacă vom promova în anul competițional 2012-2013. Acestea nu ar fi singurele criterii de licențiere. Echipele sunt obligate să nu aibă datorii către jucători sau către stat.